Primarul din San Nicolau Mare, cu ajutorul fondurilor europene, a investit suma de 140 de milioane de euro pentru a construi o bază sportivă de cea mai bună calitate. Terenul sintetic este dotat cu tot ceea ce are nevoie pentru jucătorii de până în Liga a doua. Bază sportivă modernă, cu teren sintetic mare, cu tribune, cu vestiare, cu parcări, cu nocturnă, cu absolut tot ceea ce ține, astfel încât baza sportivă să poată fi folosită până la nivelul Ligii a doua. Investiția primăriei nu a rămas neobservată, cetățenii orașului fiind foarte mulțumiți de cele realizate pentru folosul lor.